Bună, în primul rând, felicitări. Spune-ne ceva despre rolul tău în acest film. E Caterinca. Eu... A fost un contraamploat total, pentru că eu-s moale, nu-s dur, știi? Dar, nu știu, sper să-mi fi făcut treaba, ca lumea. Aștept criticile de la Maia. Ea e criticul tău? Cum? Maia, zic, e criticul tău, te urmărește. Da, da, e singura care îmi spune adevărul tot timpul. Ce vreau să te întreb, cum e concertele, ce faci de Revelionul, de când? Același lucru ca în fiecare an, cântăm în Brașov, în zona Brașovului, la Hotel Alpin, muncim, ca de obicei. Spuneai într-una din postările tale de pe Facebook că succesul nu înseamnă fericire și că fericirea nu înseamnă bani sau altele. Ce înseamnă fericirea pentru tine? Să te bucuri de a fi și atât. Și cum se bucură Relu sau Connector de a fi? Doar ieși atât. Înțeles. Mai spune-ne ceva. Cum a fost să te, știu, încadrezi în rolul pe care îl joci astăzi, fiind diferit de persoana ta? Da, repet, a fost un contraamplu, a fost greu, cred, nu știu. Dar am această putere de a mă transpune în pielea oricărui personaj. Cred că este una din calitățile mele, chiar și în muzică. Și, na, slavă Domnului că pot să o fac. Poate întâmplător mi se spune Connector. Cum a fost acest an pentru tine? Un an greu, foarte greu, poate cel mai greu an. Pentru că am muncit foarte mult, am avut ceva probleme de sănătate în vară, din cauza concerturilor foarte multe, pentru că înainte de pandemie au fost niște cereri, s-au amânat perioada pandemiei și odată cu revenirea la libertate s-au cumulat concertele de dinainte de pandemie cu cele de după. Ce fel de probleme de sănătate ai avut din cauza efortului prea mare? Probleme cu rinichiul, drept, da. Cum te simți acum? Minunat. Și o ultimă întrebare, ce-ți dorești pentru anul 2023? Ce proiecte ai profesional vorbind? Foarte multe, lansez un album nou, cu clipuri, se lansează o piesă de-a Maiei. Dezvoltăm. Nu putem să dăm mult din casă, tati, nu? Despre piesa ta, nu dăm mult din casă. Da. Ia vină, ia spune-ne, ce o să cânti? Ce o să cânti? Se cheamă Moșii. Și despre? Pisica mea. Wow, eu îți doresc mult succes. Vei cânta și cu tati, vei cânta și cu ea la un moment dat? Da, cu siguranță vom cânta amândoi, dar acum e piesa ei, o să fie doar piesa ei. Spuneți că e la fel de talentată ca și părinții ei. Da, poate chiar mai talentată, pentru că la pian are rezultate extraordinare. E mult mai talentată decât noi. E superstițios de Revelion? Nu. Îți mulțumesc frumos și un an nou cât mai bun să ai și multă sănătate.